Președinta interimară a Consiliului Județean, Emilia Arcan, a convocat actualul legislativ încă în funcție pentru ședința ordinară din luna iunie, care va avea loc joi 9 iunie de la orele 14. În ultima întrunire a consilierilor județeni sunt puse în dezbatere mai multe proiecte de hotărâre care trebuie votate până la constituirea viitorului Consiliu Județean, care va avea loc după 15 iunie. Așa cum este pe site-ul Consiliului Județean, mâine, la ora 14, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean, unde vom avea 12 proiecte pe ordinea de zi. Dintre aceste proiecte, proiecte simple, proiecte care trebuiau să fie luate în calcul și trebuia să ținem și această ședință ordinară în vederea lorii de rămas bun. Pe lângă proiectele de hotărâre la diverse, vom prezenta și raportul de activitate a președintelui Consiliului Județean. Vom avea și câteva puncte cu numirea unui director la Camera Agricolă. Avem cu aprobarea unei asocieri cu artiștii plastici, o modificare la statul de funcții la persoanele adulte cu handicap, o modificare a hotărârii de Consiliul Județean la Clubul Sportiv Vechi-Vestru. Pe ordinea de zi se mai află și alte proiecte de interes județean aflate pe agenda de lucru actualului legislativ. Important, susține președinta Consiliului Județean, este faptul că după 4 ani de activitate, în Consiliul Județean, consilierii este necesar să lase la o parte divergențele și să-și ia rămas bun într-o atmosferă de fair play politic, ciocnind o cupă de șampanie. Și am câteva puncte care nu sunt atât de importante, dar sunt de interes public județean. Ceea ce vreau să vă mai spun este faptul că va avea loc o luare de rămas bun de la colegii care au parcurs acești 4 ani în mandatul 2012-2016 și în final vom ciocni o cupă de șampanie. Deci îmi doresc o luare de rămas bun, așa colegial, între noi colegii care am parcurs acest mandat în această perioadă. Din Consiliul Județean Neamț au făcut parte în acest mandat 35 de consilieri din mai multe formațiuni politice, respectiv PSD-UNPR, PNCCD, PNL, PDL, absorbit ulterior de Marele PNL. De remarcat faptul că acest legislativ s-a remarcat și printr-o instabilitate politică, partidele ridicând pe bandă sprijinul politic al unor membri în funcție de modul în care au răspuns sau nu ordinelor politice de a vota. Viitorul Consiliu Județean va fi format din 17 consilieri PSD, care vor da și președintele, din 14 consilieri PNL, din 2 Alianței Liberale Democrate, ALDE, și din 2 consilieri ai PMP. Așa cum v-am obișnuit, postul de televiziune Roman 24 va transmite în direct și ultima ședință a actualului Consiliu Județean.